La sfințirea locului când s-a așezat piatra de temelie a construcției, la sfințirea criptelor ostașilor în prezența Reginei Maria. Pentru ca pe data de 18 septembrie 1938 să participe alături de episcopul Lucian al Romanului la sfințirea și inaugurarea mausoleului în prezența regelui Carol al II-lea și al Principului Mihai. În timpul vieții arhiereului Ilarion. A tipărit și două lucrări alături de câteva zeci de articole teologice în revista Cronica Romanului, dar și în revistele centrale bisericești. A ținut mult la sătenii lui și a demarat lucrările frumoase biserici parochiale Sfântul Nicolae, în care noi ne aflăm astăzi, fiind principalul titor al bisericii. În anul 2015, an închinat de către Sfântul Sinod Marilor Păstori de Suflete din Patriarhia Română, pe data de 8 februarie, a avut loc în prezența la Preasfințitului Iachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, resfințirea așezământului social filantropic Sfinții Împărați Constantin și Elen. Tot atunci, a fost inaugurat și sfințit muzeul parohial Ilarion Mircea Băcăuanu, ce se află la intrarea în biserică, în pridvorul bisericii, ce adăpostește icoanele și obiectele bisericești ce au aparținut parohiei Ruginoasa de-a lungul timpului. Preocupările sale au fost cele ale bisericii. Pătrunse de limbajul faptelor, având conștiința că liturgia trebuie să se prelungească prin faptele credinței, precum el însuși mărturisea. Mai presus de toate, m-am silit ca prin pilda vieții mele să îndrum pe calea Evangheliei poporul și pe cei în mijlocul cărora eu am trăit. Veșnică să fie pomenirea lui din neam în neam. Și anul acesta, săptămâna trecută pe data de 9 februarie, am fost la centru eparhial de la Roma, unde mergem în fiecare an, și după Sfânta și Dumnezeiască Liturghie ne-am deplasat la mormântul în care odihnește arhiereu Ilarion și acolo am făcut o slujbă de pomenire. Când am venit în parohia Ruginoasă în anul 2008, am găsit o frumoasă tradiție, o frumos obicei, ca în luna februarie, și nu numai în luna februarie, dar în luna februarie mai ales să ne aducem aminte de fiul satului Ruginoasa, de principalul titor al bisericii, arhiereu Ilarion Mircea Băcăuanu. În fiecare an am făcut și aici la biserică slujbă de pomenire și la fiecare Sfântă Liturghie îl pomenim atât pe arhiereu Ilarion și pe toți ceilalți slujitori ai bisericii Sfântul Nicolae, care ne aflăm noi astăzi, care s-au mutat la cele veșnice. Dar în luna februarie, iată că pașii locuitorilor din Ruginoasa se îndreaptă nu doar către biserică, ci către centrul eparhial de la Roman, unde odihnește arhiereul Ilarion Mircea Băcăuanu. Astăzi ne aflăm în această zi de 14 februarie cu binecuvântarea în altă Sfântului Ioachim, arhiepiscopul Romanului și Bacăului, la un moment deosebit în viața parohiei noastre. La dezvelirea monumentului închinat arhiereului Ilarion Mircea Băcăuanu. Și să vă spun un scurt istoric al acestui monument. Anul trecut, în 2020, s-au fi 70 de ani de la mutarea arhiereului Ilarion la cele veșnice. În 2019, dacă vă aduceți aminte, în seara de priveghere, în cinstea ocrotitorului bisericii și a satului Sfântul Nicolae, s-a născut o idee, un proiect, un plan. Și anume, să marcăm cumva
în alt mod, mult mai frumos, mult mai amplu, cei 70 de ani de când Arhiereu Ilarion s-a mutat la cele veșnice. Și mi-am propus, împreună cu membrii Consiliului Parochial, cu autoritățile locale, să ridicăm un monument, un bust, în cinstea Arhiereului Ilarion. Am spus în acea seară de priveghere, din 2019, anul 2020 a venit și știm foarte bine cum a venit, că din luna martie, datorită acestui coronavirus, acestei pandemii, acestei boli, toți am avut de suferit, oameni și instituții. Am spus în acea seară că îmi doresc foarte mult să ridicăm acest monument. Problemele din 2020 au fost destul de mari. Nu mai știam ce să fac. Era un proiect pe care mi l-am asumat în fața frăților voastre. Și n-am avut cum să vă dezamăgesc. A fost greu pentru toată lumea. Am vorbit în același timp cu noaptea Sfințitului Achim și mi-a spus: Părinte Daniel, dacă ți-ai pus în gând și ai spus oamenilor, trebuie să faci. Și am făcut. Am pornit mai greu, nu știam. Pentru că m-am mai sfătuit cu o parte între dumneavoastră, o parte m-au încurajat, altă parte m-a spus: Părinte, dar bus ne mai trebuie nouă acum pe timpul ăsta. Sincer, nu mai știm ce să fac. Și Bunul Dumnezeu a fost Cel care m-a luminat. Și mi-a dat putere și mi-a adus oameni lângă mine ca să mă încurajez. Pentru că în astfel de clipe, dragii mei, cred că necesită foarte mulți bani, o astfel de investiție, un astfel de monument. Dar nu mai de bani ai nevoie în viață, ci și de un suport moral, spiritual. Oameni care să te încurajeze, care să fie alături de tine. Și mi-am propus să ridicăm acest bus, indiferent ce va fi. Încep. Vom vedea noi dacă am terminat. Și am spus oamenilor de aici din sat că doresc să participe fiecare persoană, fiecare familie la ridicarea acestui bus, prin donarea unei sume de bani. O parte au dat, altă parte nu au dat, din diferite motive, și cu această ocazie doresc să mulțumesc tuturor locuitorilor satului și Comunei Ruginoasa pentru suportul material pe care și eu au susținut în ridicarea acestui monument. M-am dus în Roma, nu știam, am văzut diferite monumente. Unele din ceramică, altele realizate din piatră rudă. Am fost la Biblioteca Municipală din Roman, am văzut acolo câteva statuiete, câteva busturi turnate în ceramică. Am fost la Episcopie, la centrul Mercedec Ștefănescu și am văzut un monument închinat al Episcopului Mercedec din piatră. Și m-am oprit la bustul din fața școlii numărul 5. Ridicat în cinstea domnitorului Alexandru Iancuz. Am luat legătura cu părintele Maxim Claudiu de la școala numărul 5. Nu știa prea multe lucruri, m-a trimis la doamna director de la Biblioteca Municipală din Roma. M-am întâlnit cu doamna director de la bibliotecă și mi-a spus cine a realizat acel bust. Domnul Emilian Savenescu din București. Vreți să vă dau numărul lui de telefon? Și spun, da, da. Mulțumesc domnului Savenescu că este astăzi aici în microfonul nostru. Și am luat legătura cu domnul Savenescu, i-am spus cine sunt și ce doresc să fac. Mi-a spus: Părinte, voi căutați să vin la Ruginoasa pentru că și eu am treabă prin zonă. Eu sunt din satul Pudești. Și am și o treabă pe la țară puțin. Să mai văd ce mai este pe acolo. Am venit, ne-am întâlnit,
am vorbit, am spus ceea ce vreau să fac, în cinsta cui, am arătat fotografia, am întrebat cât costă, mi s-a părut mult, am spus că n-avem cum să strângem mai atâția bani. M-a încurajat, părinte, important este să începeți, că banii vor veni. Și mi-a spus atunci că, atunci prima dată sau a doua oară când ne-am întâlnit, că am și eu cunoștință, o prietenă, care m-a mai susținut în astfel de evenimente, culturale. În persoana doamnei profesor Rădulescu Ioana Nicoleta, care îi mulțumesc că este astăzi prezent aici. Și mulțumesc pentru susținerea financiară pe care a dat-o pentru ridicarea acestui monument. Bine, bani erau mulți. Am apelat și la domnul primar, la domnul viceprimar, să facă tot ceea ce este posibil ca să ne ajute cu o parte din bănuți. Și s-a reușit. Și doresc să vă mulțumesc, domnule primar, doresc să mulțumesc, domnule viceprimar, membrilor Consiliului Local, pentru susținerea la ridicarea acestui monument. Așa cum am spus, în primul rând, mulțumesc tuturor ienuriașilor parohiei noastre și nu numai, tuturor locuitorilor satului și Comunei Ruginoasa, care au susținut și material, dar și moral. Pentru că atunci când am mers de la Casa Plăcilor voastre să ne ajutați cu bănuți, să știți că am găsit și deschidere, dar am găsit așa și cu atitudine potrivnică, sincer vă spun. Ceea ce m-a durut cel mai tare a fost că după atâția ani de când se face pomenirea Arhiereului Ilarion Mircea Băcăuanu aici, la Ruginoasa, să mi se spună, dar cine este acesta? Mă gândeam că totuși ne cunoaștem istoria satului, ne cunoaștem puțin pe înaintașii noștri, de care ar trebui să fim mândri, dragi mei. Și am zis că prin ridicarea acestui monument îl aducem pe Ilarion Mircea Băcăuanu la casă. Și poate o parte din cei care pășesc în curtea bisericii, îndreptându-se spre cimitirul satului, unde vor aprinde o lumânare la mormintea celor dragi și vor vedea acest monument și vor întreba, dar ce a mai ridicat preotul pe ei? Ce a mai făcut? Și poate se va apropia și va vedea că scrie Arhiereu Ilarion Mircea Băcăuanu. Familia Mircea îi va ridica un semn de întrebare, pentru că avem foarte multe nume, foarte multe familii care poartă numele de Mircea. Și așa ușor, poate vom conștientiza cine a fost Arhiereul Ilarion Mircea Băcăuanu. El este și principalul ctitor al bisericii în care noi astăzi ne aflăm. Bineînțeles că a spus foarte multe lucruri de spus la acest 6 aniversar, la acest moment de bucurie, dragi. Eu am fost cel care m-a luat inițiativă. Dar cu ajutorul dumneavoastră, cu ajutorul tuturor celor pe care i-am menționat, a fost posibilă ridicarea acestui monument. Și am vorbit cu un alt preasfințitul Părinte Ioachim, Arhiepiscop Romanului și Bacăului, și am făcut așa un scurt istoric al acestui monument, așa cum v-am prezentat dumneavoastră, cu emoțiile pe care le-am și încerc scuze. Și mi-a spus, Părinte, ar fi bine ca în ziua respectivă să înmânați din partea mea, din partea Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, câteva distinții de vrednicie persoanelor care au fost alături de dumneavoastră. Și am aceste distinții aici în față, și alături de aceste distinții
Am și o icoană cu chipul Sfântului Ierar Nicolae, ocrotitorul bisericii și al satului. Prima distinție de vrednicie este închinată, este dată tuturor ienuriașilor, locuitorilor satului și comunei Ruginoasa, care ne-au sprijinit în acest proiect. Diplome de vrednicie se acordă doamnei Rădulescu Ioana Nicoleta pentru susținerea în cadrul acestui proiect. Vă mulțumim, doamna Rădulescu. Nu ne-am cunoscut. Acum vă văd prima dată. De dumneavoastră mi-a spus domnul Emilian Săvinescu că cunoaște o persoană care este un l-a mai ajutat. Viitor de arcă, care vestesc. Viitor de arcă, da. Vă mulțumim tare mult și vă mai așteptăm în mijlocul nostru. Putem să spunem că ea a fost un fiu duhovnicesc, o fică duhovnicească a parochiei noastre. Și vă așteptăm de fiecare dată când aveți posibilitatea, când mai treceți din Moldova, să treceți și pe la noi, pe la Ruginoasa. Vă mulțumim tare. Mulțumesc. E onoare și plăcere să fiu. Vrednicez. Da, vă mulțumim. Vă mulțumim frumos. Așa. Domnului Emilian Savinescu, artist plastic, cel care a realizat bustul pe care astăzi ne bucurăm să-l dezvelim. Vă mulțumim tare mult, domnul Savinescu, pentru efortul pe care l-a făcut. Parte să vă fac o operă de artă, să rămân aici în eternitate pentru urmașii noștri și mă bucur că sunt din aproape, din locul ăsta, mă trag din aproape și așa ne-am cunoscut și am lăsat și eu ceva pentru eternitate. Vă mulțumim. Și mulțumesc încă o dată pentru mine de o parcă o sprijin și doamne care ne-au lăsat așa. Vă mulțumim frumos. Distinție de vrednicie se acordă domnului primar Nelu Grigoraș, care ne-a susținut și material și moral la ridicarea acestui monument, închinat arhiereului Ilarion Mircea Băcăuanu. Vrednic este. Vrednic este. Vreau să mulțumesc pentru că ați dat posibilitatea noastră de a participa la acest eveniment. Un eveniment care se vrea un omagiu adus și este un omagiu adus arhiereului Ilarion Mircea Băcăuanu. Ziua satului, cetățean de onoare al comunității noastre. Activității sale de a vinculitățe lungi pentru păstrarea entității comunității noastre, pentru ajutorul dat comunității noastre de a se dezvolta. Prin dezvelirea acestui gust, fiii satului spun veșnică recunoștință. Mulțumesc frumos! Părinte Andrei, vă mulțumim frumos că ați fost astăzi în mijlocul nostru ca delegat al Apea Sfințitului Ioachim, Arhiepiscopul Român și Patronul. Ne-a fi dorit ca și în altul să fie astăzi până cu noi, dar din binecuvântate pricii nu a putut să fie de față. Mulțumim Părintelui Pădurarul Mircea că astăzi este în mijlocul nostru și îl invităm în față să ne împărtășească câteva gânduri la acest moment de revedere
cu enoriașii satului Ruginoasa. Dragii mei, mă bucur că am putut să fiu prezent la acest eveniment important pentru comunitatea credincioșilor de la Ruginoasa. Acest eveniment a fost foarte frumos marcat de toată perioada desfășurării. Am urmărit în mass media, am văzut activitățile la Sfânta Arhiepiscopie, de asemenea activitățile care s-au desfășurat aici în parohie. Și m-am bucurat întotdeauna că ați fost înconjurat de cei mai buni fii ai statului și la Arhiepiscopie și atunci și mai ales m-am bucurat că ați avut sprijinul comunității locale. Bună conlucrare cu cei care i-ați avut în preajmă a fost, iată, ca rezultat această Sfântă Liturghie în care noi am slujit împreună, preoți care au slujit aici, de care mă număr și eu. Îmi pare rău, Părintele Florin Tuscan nu a putut veni, fiul meu, probabil din motive foarte bine întemeiate, însă bucuria aceasta pe care eu o simt atunci când slujesc împreună cu părinții, cu Părintele Basilică, aș vrea să vă transmit și dumneavoastră. Este un moment extraordinar care ne leagă. Să ai cinstea ca din locul în care ai trăit, în care te-ai născut, să iată să fie ridicat din popor un arhiereu cu atâta faimă, așa cum a avut-o, Arhiereul Ilarion Mircea Băcăuanu, este o mare cinste și mă gândeam câtă binecuvântare poate să existe peste locul acesta, peste dumneavoastră. Până la urmă, ca urmași, nu? Ca urmași ai acestui mare om și mare arhiereu care ne-a făcut și ne va face cu ajutorul preacucericiei voastre, multă cinste și de acum încolo. Faptele sale au demonstrat caracterul pe care mulți dintre dumneavoastră l-ați moștenit. Caracterul acestui om m-a surprins un lucru extraordinar în ceea ce mărturiseați despre viața arhiereului Ilarion, că a fost un om pios. Această calitate este perla unui arhiereu, cel puțin aceasta este părerea mea, așa cum preasfințitul episcop Eftimie era bun și așa a rămas și așa va rămâne. De aceea și aș vrea să cred împreună cu părinții cu care am slujit, cu părintele Paroh, cu părintele Vasilic, cu părintele Andrei și cu părintele Diacon, să credem că acest moment nu o să-l uitați niciodată și astfel de momente sunt acelea care ne fac pe noi să ne simțim mai înrădăcinați din locurile din care provenim și să fim mai motivați să-i cinstim pe cei care ne fac cinste. Vă mulțumesc așadar, Părinte, și încă o dată vă mărturisesc că mă bucur că suntem împreună la acest eveniment, că am slujit Sfânta Liturghie împreună și am să răspund întotdeauna invitației Părintelui de a fi împreună la evenimentele importante care se vor desfășura aici, în parohia, dați-mi voie să spun, a noastră, chiar dacă eu sunt la Baduri. Îmi place să zic întotdeauna, la noi, la parohie, la Baduri, de multe ori mă trezesc și spun acest lucru, pentru că am fost legat, sunt legat și voi rămâne legat de aceste locuri. Au trecut, iată, 13 ani,
am petrecut 13 ani împreună aici la Badur, aici la, da, la Ruginoasa și iată, acest lucru nu se uită ușor, mai ales că acum văd și eu pe cei care m-au ajutat și pe mine foarte mult, bine, Vasile, cu doamna, domnul Miluc, domnul, deci toți cei care, domnii mei consilieri, care acum sunt ai Sfinției voastre, și faptul că rămâne ceva în urmă întotdeauna, faptele acelea vor vorbi despre noi întotdeauna și mai ales acolo unde Dumnezeu așteaptă să dăm răspuns bun. Cu siguranță vom da răspuns bun dacă faptele noastre vor fi bune și vă felicit, Părinte. Acestea sunt faptele care o să vorbească despre Sfinția voastră, despre preoții care au fost aici și despre cei care au fost alături de biserică și de valorile acestei biserici care vor dărnui, care vor dăinui de mult, de mult de acum și cu mult de acum, mulți ani de acum în vor. Așa să ne ajute Bunul Dumnezeu și vă mulțumesc. Frică de Dumnezeu, credință și cu dragoste, apropiați-vă. Binește cuvântate ce vine în numele Domnului Dumnezeu, este Domnul și Sfântată. Mântuiește Dumnezeu poporul tău și binecuvintează moștenirea ta. Tu pe aceștia
Îi preamărește cu dumnezeiască puterea ta și nu ne părăsi pe noi cei care îndrăjuim în tine. Pace lumii tale dăruiește bisericilor tale, preoților și la tot poporul tău. Că toată darea cea bună, tot darul de săvârșit de sus este pogorând de la tine, Părintele Luminilor, și ție slavă și mulțumită și închinăciune înălțeamă. Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Adevăratul Dumnezeu nostru, pentru că cine preacurate Maicii sale, ale Sfinților și Dumnezeilor Apostoli, ale preacuriuși de Dumnezeu purtători părinților noștri, acele trei Sfinți pentru noștri iauguri de aur, Arhiepiscopul Constantinopolului, a cărei Sfântă și Dumnezeiască liturghia în săvârșit, cu rugăciunile Sfântului, auxenție și liberul putere și acolo repugnire în săvârșit, astfel între Sfinți Părintele nostru Nicolae, Arhiepiscop la Merea Lichie, Curătitorul Sălucașului Arceșuia, a Sfintei Preacuvioase Măculostive, Maicii noastre Parascheva, Sfânt Preacuvios Antipa, Curătitorii Ipatiei Romanului, ale Sfinților și Drepților Dumnezeiești, Părinții Achim și Iana și-a tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor. Amin. Doamne, niște agrafie. La spate, probabil. Se dea desfăcut de asta. Când nu-l facem pe altă Ați țigări de haram ăsta? Nu, trebuie să fac. Cerici părinte consilier, părintele Alexandru Zamfir, consilier administrativ, preacucerici părinte Daniel, părintele păstorul dumneavoastră sufletesc, preacucerici părinți, preaibiți credincioși, împreună rugători, iată, înainte de a consacra acest monument care făcut pentru posteritate, așa cum s-a spus și cuvântul de dimineață și acum, va fi mai întâi dezvelirea bustului, spre surpriza unii poate nu ați văzut opera, alții de acum înainte și toți care vom trece și ne vom închina să zicem de adus, aducând prin nos de cinstire, va fi o dezvelire mai întâi ca prima etapă a bustului. Domnul primar, domnul sculptor, autorul acestei lucrări.
aplauze, aplauze. Arhiereu Mircea Băcăuanu, care a trăit în 1873-1950, iată de acum a fi o strajă și în același timp va vechea permanent în această binecuvântată comunitate și sub ocrotia Sfântului Nicolae, urmând ca acum să binecuvântăm, ca Dumnezeu să binecuvinteze această frumoasă lucrare. Binecuvântate și Dumnezeu nostru, totdeauna, acum și puruia, și-n vecii vecilor. Amin. Împărate Ceresc, Mântuitorule, Duhul adevărului, care pentru tine ne-ai și pe toate ne împlinești, vizierul bunătăților și dătătorile de viață, milă și desăvârșește întru noi și ne curățește pe noi de toate închinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeu, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește pe noi. Sfinte Dumnezeu, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește pe noi. Sfinte Dumnezeu, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă greșelile noastre, precum și ne iartă greșelilor noastre. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci izbăvește-ne cel viclean. A Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Să luăm aminte. Din cel trei de var, dătător de viață, și sfințește apa aceasta și arată pe ea frățitare de toată sfințiunea. Amin. Din cer trimite harul Dătătorului de viață și sfințește și apa aceasta și-o arată curățită de toată sfințiunea. Amin. Din cer trimite harul Dătătorului de viață, sfințește apa aceasta și-o arată Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește. Dumnezeu, Dumnezeu mare, Părintele Domnului nostru Iisus Hristos, sigur care faci nimic, fără de lumea căritoasă să te stea pe munții pe care vrea să întâi apele, sau pe munții s-a tuburat adâncului și mulțumirea bunetului, apelor, a cărei umple peste mare, ape multe și paște nu se cunosc, care prin botezul bunia noastră Fiului Tău cel întrupat, prin venirea preasupului Tău Duh asupra lui în chip de porumbel, prin glasul Tău cel părintesc, ai sfințit bunele Iordane pe tine acum cu miliță te rugăm, cu stărița celui noi frânii și robii tăi. Trimite harul preasfântului Tău Duh și sfințește apa aceasta. Amin. Trimite harul preasfântului Tău Duh și sfințește apa aceasta. Amin. Trimite harul preasfântului Tău Duh, care sfințește apa aceasta. Amin. Și cu cerească Ta binecuvântare, binecuvintează-o, curățește-o și dăruiește harul și binecuvântarea Iordanului și puterea care curățește toată întinăciunea și care vindecă toată neputința și aruncă demonii și toate multiple și cursele doar. Iar cu venirea, cu lucrarea și cu harul Sfântului Duh, aratul a fi tuturor rogilor Tăi care cu credință o vorbea, o formula și se vor strupi, spre iertarea păcatelor, spre depărtarea patimilor și alungarea tot răul, spre înmulțirea virtuților și vindecarea bolilor,
spre sfințirea și binecuvântarea caselor și a locurilor, spre alungarea tuturor duhurilor celor vierzătoare și răufăcătoare, spre dobândirea harului și spre binecuvântarea acestui monument. Că Tu ești Cel ce binecuvintești și sfințești toate, Dumnezeul nostru, și Ție slavă îți înălțăm împreună și unii adăscut Fiului Tău și prea Sfântului și Bunului și de viață Făcătorului Tău Duh. Acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Să luăm aminte. Pace tuturor. Și Duhului Tău. Apostol. Fraților, aduceți-vă aminte de mai marii voștri care v-au grăit cuvântul lui Dumnezeu. Priviți cu luare aminte cum și-au încheiat viața și urmați-le credința. Iisus Hristos ieri și azi și în veci este același. Nu vă lăsați furați de învățăturile străine, cele de multe feluri. Cine este să vă întăriți prin har inima voastră? Că nu avem aici cetate sătătoare, ci o căutăm pe aceea care va să fie. Așadar, prin Hristos să aducem pururea lui Dumnezeu, șerfă de laudă, adică rodul buzelor, care mărturisesc numele Lui, iar facerea de bine și într-ajutorarea nu ne dați uitării. Pentru că astfel de jertfe sunt bine plăcute lui Dumnezeu. Faceți-i cititorile! Aleluia, aleluia, aleluia! Cu înțelepciune drept să ascultăm Sfânta Evanghelie. Pace tuturor! Și Duhului Tău! Sfânta Evanghelie de la Ioan și Fie. Slavă Ție, Doamne, slavă Ție! Să luăm aminte! Zisa Domnul, voi sunteți lumina lui, nu poate o cetate aflată pe vârf de munte să se ascundă, nici să aprindă păcălie să mă pune să mă gro, ci sfârșnic, și luminează tuturor celor care sunt din casă, așa să lumineze lumina voastră înaintea oamenilor, încât să vadă faptele voastre cele bune și să slăvească pe Tatăl vostru Cel din ceruri. Să nu socotiți că am venit să stric legea sau prorocii, n-am venit să stric, ci să împlinesc. Adevărat, adevărat, zic vouă, înainte de a trece cerul și pământul, o iotă sau o cifră din lege nu va trece, până ce nu vor se vor împlini toate. De cel ce va strica una din aceste porunci foarte mici și va învăța așa pe oameni, foarte mic se va chema în împărăția cerurilor. Dar cel ce va face și va învăța acesta mare, se va chema în împărăția cerurilor. Slavă Ție, Doamne, slavă Ție! Domnului să ne rugăm! Doamne, miluiește! Doamne, Dumnezeu nostru, Cel ce cu puterea Ta ai zidit pe om, din care ai temeat neam omenesc cu înțelepciunea Ta, cărmiești popoarele, ridicând de rândul lor oameni viteși, înțelepți, pricepuți, ca să lumineze poporul și ca să-i conducă spre voia Ta, spre tot binele, auzi-ne pe noi, care ne-am adunat astăzi în jurul acestui monument închinat vrednicului de pomenire erat Arhiereu Ilarion Mircea Băcăuanu, ce s-a ridicat pentru pomenirea sa de peste veacuri, marelui om de stat, vrednic, om de cultură, păstor fiu al neamului nostru, al satului acestuia, rânduit de tine, ca să fie conducător, luminător în zile bune și povățitor la zile grele. Ne rugăm Ție, scrie numele lor în cartea aleșilor Tăi, a Sfântului care a făcut această lucrare, de când de mult ai rânduit, să se așeze semne din piatră spre aducerea minte de faptele mari
săvârșite de ce aleși din popor în numele Tău și acum binevoiește, am stărit și a binecuvântat monumentul acesta spre veșnica pomenire a Ilarion, Arhiereu, tărește bunurile celor ce au înălțat acest monument, sănătate și bucurie să plătească poporului binecredincios, ajute ca urmând pildă această de jertfă, de credință, de făptuirea vrednicilor înaintașii, din purtarea de grijă, de conținut, să propășească pe calea binelui, slăvindu-te pe tine, Dumnezeu, părinților noștri, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Mântuiește, Doamne, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Biruință binecredincioșilor creștini, asupra cerului potrivnii tăruiește și cu crucea Ta păzește pe poporul Tău. Mântuiește, Doamne, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Biruință binecredincioșilor creștini, asupra cerului potrivnii tăruiește și crucea Ta păzește pe poporul Tău. Mântuiește, Doamne, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Biruință binecredincioșilor creștini, asupra cerului potrivnii tăruiește și cu crucea Ta păzește pe poporul Tău. Se sfințește monumentul acesta închinat vrednicului de pomenire, Ilarion, Arhiereul, prin stropire cu apă sfințită, în numele Tatălui, amin, și al Fiului, amin, și al Sfântului Duh, amin, acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Mântuiește, Doamne, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Biruință binecredincioșilor creștini, asupra celui potrivnic dăruiește și cu crucea Ta păzește pe poporul Tău. Cu duhurile drepților celor ce s-au săvârșit, Bună credință, odihnește, Doamne, și suflete neadormiților, copilor Tăi, pentru viața cea fericită, care este la Tine, Iubitorule de oameni.